Parisul susține candidatura lui Marc Rutte pentru postul de secretar general al NATO, subliniază premierul francez Gabriel Attal. El a făcut o vizită oficială în Țările de Jos, afișându-se alături de omologul său olandez. Evident, nous la de Marc Rutte pour l'OTAN au regard de est la sienne, de sa capacité à fédérer très largement et sa capacité évidemment à agir pour notre Statele Unite, Marea Britanie și Germania și-au arătat și ele sprijinul pentru Marc Rute. În schimb, Ungaria lui Victor Orban a anunțat că nu sprijină candidatura. Liderul ungar, care a păstrat relații apropiate cu Moscova în pofida invadării Ucrainei, este cel care a tergiversat aderarea Suediei la NATO, și a încercat să blocheze începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Șeful executivului de la Budapesta are o relație extrem de proastă cu Mark Rutte. Premierul olandez nu s-a ferit să-l confrunte pe Orban din cauza încălcării statului de drept. Mandatul actual lui secretar general al NATO Jens Stoltenberg expiră la 1 octombrie. Alegerea șefului Alianței Nord-Atlantice se face în unanimitate, iar o decizie ar trebui luată înaintea summitului de la Washington din iulie. Pe lângă Ungaria, Turcia și Bulgaria s-ar opune și ele candidaturii lui Mark Rutte. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, și România ar fi notificat aliații în legătură cu candidatura lui Klaus Iohannis, informație care nu este confirmată oficial.